discutăm acum, de primul rând, despre meci, un nou meci important pentru Gaziantep. Da, întâlnim un adversar care, iată, meciul trecut a câștigat în compania FCSB-ului. Un adversar cu calitate foarte bună a jucătorilor. Un adversar care este în creștere față de primele etape. Un adversar care ne va pune probleme din punct de vedere al calității lor pe jocul ofensiv, dar pe care considerăm că vom încerca să îl contracadrăm și să putem să reușim o primă victorie pe teren propriu pentru noi și suporterii noștri. Spuneați că întâlniți un adversar care am venit pe CSB, la fel s-a întâmplat și în etapa trecută, atunci a fost egal între Gaziantep și FC Botoșani, vine victoria acum? Da, e un meci la fel de dificil, cu această echipă care are o calitate deosebită pe ce înseamnă jocul ofensiv. Noi am studiat adversarul și, bineînțeles, băieții la ora jocului vor ști ce modalități sau ce lucruri vom gândi pentru a reuși să înscriem. Și sunt convins că așa cum au dat dovadă meci de meci de concentrare maximă și în unele momente, chiar a fazelor fixe, că pe parcursul jocurilor vom înscrie și de data asta să sperăm că nu vom mai fi egalați. Probleme de efectiv, dacă există în partidele? Nu avem probleme de efectiv. Revine și Neluț Roșu, care a fost suspendat. Să sperăm că pentru ora jocului, până atunci, mai sunt două antrenamente, trei, și nu vom avea probleme ca să fie tot lotul apt pentru acest joc. Și o întrebare din partea colegilor, spuneați după partida de la Botoșan că e posibil să revină și ieri săptămâna aceasta, va reveni, mai durează? Da, noi ne dorim cât mai repede să se întâmple acest lucru și băieții cred că la fel. Din păcate, trebuie să aștepte toate rezultatele și apoi, sigur, va fi alături de echipă. Cel mai târziu, luni, probabil, în cazul în care nu ajunge la joc, va fi alături de băieți. O nouă partidă dificilă, mă gândesc, cu adversar puternic. Cum vezi, în primul rând, jocul de sâmbătă cu Astra? Cu siguranță va fi un meci dificil. Astra vine după două victorii, au un moral bun. Au jucători cu calitate, mai ales de la mijloc în sus, în atac. Cu siguranță va fi un meci dificil, probabil la fel ca și la meci cu Botoșani, unde jucători cu calitate erau în atac și la mijloc, dar noi sperăm că jucăm acasă și suntem datori spectatorilor cu o victorie, pentru că în primele două etape acasă am făcut doar egal și le suntem datori cel puțin lor. Trebuie puțin mai multă atenție pentru a nu mai scăpa victoria? Cu siguranță, atenție, dar în primul rând trebuie un joc mult mai bun. Și ofensiv și defensiv trebuie să facem un joc mult mai bun, pentru că eu consider că în aceste meciuri nu am ajuns la capacitate maximă și nu am evoluat așa cum ne-am fi dorit. Sperăm ca în acest joc să evoluăm mai bine și cu puțină atenție, cum ai spus și tu, să luăm cele 3 puncte. Consider că echipa e în creștere în momentul de față? Nu știu dacă e în creștere, dar este mai unit, ne înțelegem mai bine de la meci la meci și sperăm, ce-am spus, cum am spus adineauri, că la meciul următor să evoluăm mai bine decât până acum și să obținem cele 3 puncte. Mulțumesc!